facem un test, da? Ca să vadă ce înseamnă. O să mai da, da, eu nu mă bag, nu intervin. Să vadă ce înseamnă un câine de... Wait, vedi? Wait, pe dog. Mâna asta stângă, rămâne acolo. Te poziționează corect față de câine. Dacă te duci prea în fața ei, nu mai vede consoia și mai poți să o colească. Dacă te duci prea în spatele ei, ocolește ea, ocolește chestii, tu le iei în nas. Da? Și așa se întâmplă. Dar nu s-a stângă, trebuie să sta acolo un pic tensionată. Adică nu stă tensionată, trebuie să sta... Didi. Sit. Wait. Wait. The dog, wait. Sunt mai multe etape până când poți tu să mergi singură cu tine. Acum doar facem un test ca să vezi ce înseamnă să fii trasă de un câine. Nu, să fii trasă, să fii dată și trasă de un câine și de un câine. Da? Bun. Hai, I have a thing you, I thought you were behind. Ce? Bun. Trebuie să mergi un pic mai față pentru Didi și a toți cumva poți, ia wait. Câinele, ca să pornească, trebuie să ne folosim de voce, de corp și de semn. Fii atentă ce trebuie să faci. În primul rând, da? Deci piciorul drept, un pas în spate. Doar piciorul drept. Stop. Bun. Mâna, în momentul în care tu să-i dai comanda să pornească, mâna va trebui să faci așa, uite, un pic întins, să întindem la un pic, așa, și să-i arăți direcția încolo, că tu când îi spui ei înainte, tu îi arăți și direcția. Da? Și comanda ca câinele să-ți pornească, bine, ei știu cum e în engleză, comanda să-ți este forward. Relaxată. Good job. Good, Vinny. Good. 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 Good.